Salut! Hai, invităm... Salut, hai la mașină. Ai văzut aia cu Nicușor Dan și cu... Știi? Eu te propun. Ba nu, eu te invit. Eu... Salut. N-ai văzut? Da. Nu știi. Hai, lasă. Tu mă iei pe mine. Da, mă urc în mașină. Mulțumesc, m-a invitat. L-am invitat, Dobrescu. Da, o să stau perfect. Bun. O să scot cel mai mic consum, că asta e țelul meu cu mini electric de la Tur. Nu. N-am mers cu ea tare. Adică nu, e prima dată. Știu, ai suferit. Acum poți să te răzbun. Da, scuze, bagă cheia acolo bine înăuntru, între pernițe. Ai cheia de la mașină și n-avem. Asta nu pierdem. Da. Am înțeles, dar poți să o bag în buzunar, să știi. Păi da, dar o să rămâne uităm. La mine și plec cu ea acasă. Gata, da. Am băgat. Așa, pune centura. Merg singur? Singur. De ce nu mergi cu mine? Că nu vreau să vomit. Hai mă, că nu merg tare, jur. Legați-vă centurile, a? Centurile. Salut, băiatul. Întreabă cineva dacă te dai. Nu. Nu mă dau, așa stau eu în mașină, că mi-e fric. Sunt fricos. Norocul meu e că n-am fost fan Star Trek niciodată. Bă, niciodată. Nu mi-a plăcut niciodată. M-am strâns aici, nu mai pot să respir. Fii atent, hai să-ți mai arăt ceva, ceea care o să-ți placă la nebunie. Te rog. Și o să... Te rog. Mașina merge la VTM, la coastă. Da. Și trebuie să scoată sunet ca să audă oameni. Ok, da. Și scoate? Da. Da, ok. Avem pe farul de ceață un contact. O să-i placă și mai mult acum mașina. Am înțeles, da. Bun. Am și sport. Un butonul din dreapta. Sunt sport. Regenerare. Pune și cutia pe sport. Cum fac asta? Cum adică cum poți să pui cutia? Cum adică? Poți să... Cum adică? Sport, apă, sport e totul sport, nu? Da. Nu? Da. Așa? Atât. Am și muzică? Nu, am scos boxele. Ca să fie mai ușor. Să fie mai ușor. Ok. Bun. O tură dar de... Dar poți să le iau și pe Marius cu mine? Gen? Marius? Haide mă, Marius, că ai centura acolo, ai tot ce vrei. Haide mă, dă tura de încălzire, că se grăbesc cu oamenii ăștia. Dau eu două, trei ture și după aia, dacă e ok și e safe, te iau. Dacă vezi nu, de lumina aia de acolo. Ce-ți fac? Da, am grijă de ea. E ok. Pa! Call baby. Da, e ok. Pe linia dreaptă este o șicană. Da, am văzut-o, da. Este șicana Sheremet. Așa se numește? S-ul Sheremet. S-ul Sheremet. Frână de mână. Doamne, ce mă strâng aici. De încălzire. Daniele, de încălzire. Da, mi se beu, sau care trebuie. Eu cu mașina la am card, eu n-am fost. Vă jur pe viața mea. Avem conuri să le luăm. Da, anvelopele Michelin, din câte am înțeles, sunt aceleași anvelope de vreo 3 ture de oameni care au mers aici pe circuit. N-am mers cu mașina aici, am mers doar cu carpus, ca să frâneze. Frânează aici, dar și mai tare. Bravo Mini! Merge minimul la schimb de mase, la astea, luat de zi, vibrator. Mirajele astea nu mi-au plăcut niciodată aici, la un card. Mi s-au părut lungi și plictisitoare, astea ultimele, în fel. Lungi și plictisitoare. Norocul e că mergem cu Mini, pentru că altfel... Dacă aș fi mers cu o mașină normală, aș fi zis că... Aș fi zis că dau mult de volan, știi? Dar așa e chiar ok. Chiar ok. E milă puțin de anvelopele astea. Mai ales că sunt de stradă, mașina nu e echipată cu... slick-uri sau semi-slick-uri. N-am condus-o tare la Electric România pentru că
eram acolo setați să facem cel mai bun, cel mai bun consum. Nu sunt obișnuit cu dozarea accelerației pentru că, din punctul meu de vedere, e cam dificil până te obișnuiești cu mașina asta electrice care îți transmit toată puterea odată. Eu merg așa, acum de încălzire, așa am înțeles, fac 2-3 ture de încălzire, după care mergem la timp. Oamenii probabil că au mers mai bine, mai curat decât mine. Eu știu cu drift, cu de-astea nu știu să merg pe timp. Hai să încercăm cu stângul, cu frân. Ah, ce prost am intrat aici! Bine, n-am intrat prost, așa sunt eu. Da, derapezi prea mult! Derapezi prea mult! Nu e vina mașinii, e vina mea. Că nu am trasele aici, l-am, car, n-am nimic. Aoleu, șaloanele! Nu le-am atins, e bine. Să demonstrez nimic, vorba aia. Merg aici și eu cu mini un pic. Aici virajul ăsta nu mi este deloc. Aș avea nevoie de niște cursuri de pilotaj. Să vorbesc cu băieții ăștia pe care îi știu, vorba aia. Să mă învețe cu trasele astea, cu pac, cum intri, cum ieși, cum te baci, cum virezi, cu subvirezi, cu zi. Pila de rulment, plumb, tot ce vrei, frână, cicana, am uitat de cicana asta. Aici nu am cele niciodată cum trebuie! Băgam iași! Hai Mimi, hai tati! Am SP-ul, mă! Asta-i problemă, am SP-ul. Dar putem să facem următoarea sesiune cu SP-ul scos, să vedem dacă se îmbunătățește ceva. De frânele astea mi-e frică, jur. Mi-e frică să nu trec prin gardul ăsta pe aici, pe la capătul liniei drepte. Da, mă, e fan. Marius, trebuie să vii cu mine aici, frate. Nu e, n-are de ce să-ți fie frică, nu vomită nimeni, nici nebun. E tot în regulă, frate. În trafic se sperie oamenii cu mine aici, pe ce nu e, n-ar trebui. Jur că n-ar trebui, adică n-am fost niciun motiv, jur. Am luat altfel virajul ăsta acum azi și aude, e mult mai prost. Am luat mult mai prost. Aici cu șicana și RM trebuie să o rezolv. Fă și un tur de rățire acum, da. Să avem grijă de frâne. Da, nu le-am uzat, să știi. Am mers, ok. Dar merg cu SP-ul pus, ca fraiere. Ok. Da, nu le-am, nu, nu le-am. Sunt frâne de curse, nu ascundem asta. Domnule ferește, mașina este de serie, are doar interiorul modificat. Este Mini Electric Racing 1.0. 1.0 varianta. Mai lucrăm la ea. Hai cu mine, fata mea, că nu are să fie frică, că aici nu avem mașină. Dar nu-i frică, mă. Da, tu ce ai cu mine? Ce filmare acolo? Ce să fac eu? Vorbesc singur, atât am vorbit, nu mai știu ce să mai zic. Cât ai? E scos SP-ul, dar nu e scos de tot SP-ul. Oricum. Merge minimă, merge, mă. Dom'le, n-a rezistat. Am văzut acolo comentarii că, na, noi care suntem mai mici la Stax, vorba aia este cam mult invitați la evenimente. Și am văzut reacțiile oamenilor la postările colegilor mei de breaslă, ca să zic așa. Jurnaliști, nu. Bășcălie online ce facem noi. Și oameni, domnule, că nu cred că a rezistat mașina pe circuit atâta, că n-a mers. Uite-o că a mers. Mi-e frică de gardul ăsta, ca de dracu, jur. Și mi-e frică pentru că mi-e frică de șeremet, nu din alte motive, jur. Hai de lurăți, virajul ăsta lurăți, lurăți de moarte, jur. Ce ai făcut? Haide-mă, haide-mă, tată, mă, știi, trebuie să stai la limita de rețea acolo.
Ceea ce nu, eu nu pot. Bă, și aveam și ochelarii de soare, mă, puteam să fiu pilot și eu de ăla. Dar nu pot. Poate merg mai repede, ha? Ia să vedem. Altceva. Altceva, mi-am pus ochelarii, Marius? Pune jos frumos. Mă ajută sistemele, nu? Nu știu eu să dozez. Habar n-am. La mine e blană! Și lat acum, lat, 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 lat! Nu puteam să fiu puțin pe aici. Era un spectaculos. De văzut! Nu la timp, la timp. Cred că mă bate mini. Circuitul ăsta, dar... Dar spectacol aici, virajele astea, eram... Și aici eram... Da, era mișto. Nu înțeleg pe oamenii care aleg atracțiunea față jos. Că poți să ai spate să te distrezi atât de mult, fața e atât de corectă, de orientată pe câștig, pe, pe performanță, pe te ține aici să faci treabă, nu știu, e pe noi. E prea, prea, prea pe treabă aici, mai facem și noi, mai pleacă în spate, mai facem ceva amuzant, mai zicem o glumă, o anecdotă, vorba aia, nu se poate aici, gata. Asta e, ultimul tur. Ultimul tur, frate, ăsta e, mă concentrez. Cu aderența cu toți băieții, folosesc frânele mai tare, chiar dacă nu vreau să le abuzez, pentru că sunt frâne normale, gospodine. Ah, la limită cu jalonul! Așa îmi place, folosiți tot circuitul, frate. Folosiți circuitul, vibratoarele, tot ce trebuie. Au plecat băieții ăștia de pe circuit care îmi făceau poze și filmau, au zis, pleacă, nu știu, lasă-ne, trăiți seara cu familia. Faci tu aici haos. Da, mă, asta, ați auzit iarba? Un pic am mișcat. Aici, mă, pot să pun frână mai tare, mă, dar mi-e frică de gardul ăsta, mă. Jur că mi-e frică de gardul. Nu mi-am luat repere, oamenii au pus șicane, au pus conuri să-ți iei puncte de frânare, să faci, să dregi. N-am avut niciun stres. Niciun stres. Am venit cu relaxare. Bine, poate dacă nu mă strângeam așa tare în centurile astea, poate că aveam alt haz și alt rezultat. Da, gomele au ajuns la capătul puterilor din punctul de vedere. Îi dăm avarie ca să știe că am terminat. Nu s-a stricat nimeni, e totul sub control. Hai mă că sunt ok, chiar am fost finuț. Ce, nu sunt ok? Și gumele și frâne. Ai intrat în limitare mașina? Nu. Ce limitare? O să-ți povestesc, că dacă se încălzește, dar nu, n-ai intrat. Nu, frate, că am fost decent cu dânsa. Deci, uite, am mai scăzut acum liniuță la baterie. Cum se apare? Ce? Bă, foarte corect. Ziceam că mi-aș fi dorit să fie tracțiune spate o mașină aici, da. Că e mult mai fun și că nu înțeleg pe oamenii care își cumpără o mașină tracțiune față, că te pun tot timpul la muncă, ele sunt orientate așa, pe mers, pe timp, până nu poți să faci nimic amuzant, mai zic eu, nu, foarte serioasă mașina tracțiune față. Nicio glumă, nimic. Faceți și voi un intro pentru podcast aici, într-o tură? Intro pentru podcast? Da, într-o tură. Da, haide, te invit aici. Puneți masca. Seara ta, la surpriză. Că dacă e să vomiți, să nu... Nu vomiți, băi, n-am vomitat eu, ce dracu. Ai pus pe invers. Merge camera? Merge, aia merge. Ești sigur? Da, merge, 2109. Da, merge camera. Să mă ajut să închis. Ce-i cu ea? Întoarce un pic și spre Alex. Da, dă-o la rol, Chichici. Promițător, te-am invitat în mașină și tu știi ce pot să zic. Nu e panică, stai că pierd încheia. Bagă între picioarele mele. Picioarele tale. A băgat între picioarele. Am băgat între picioarele tale. Bă, dacă urechile astea să moară Franța, dacă nu stai bine rău de tot jur. Eu mi-am pus-o pe aia mai largă, de la BMW. Am avut mai mult la material la BMW. Te face frână de motor mișto, îmi place. Și mi-a mai plăcut la mașinile electrice, că îți poți regla de aici, din clapete, intensitatea, știi? Bine, nu la clapete la mine, dar la mașinile electrice în general. Ce vorbim la podcast? Că facem podcast și noi facem intro acum pentru podcast, ca să știi, adică dacă nu știai de ce ești aici în mașină. Am înțeles. Așa. Ce vorbim la podcast? Ce ne povestești? Lucruri. Bă, dar tu ești de vină, că nu s-a întâmplat nimic până acum, jur. A fost tot o regulă. Totul a fost în regulă. Da, aruncă cu ciocane mini în tine. E un semn. Da.
Nu știu. E un semn, are ceva cu tine, Mimi, Mimi. Păi nu, vorbim ca de obicei despre orice? Vorbim despre orice la podcast, da. Știu că a fost acum, dacă tot te-am prins aici, mie mi-a fost frică aici la gardul ăsta să pun frână, nu știu de unde, care e punctul de frânare la gardul ăsta. Și am zis... Și acum îmi spui! Și am zis, bă, zi-mi e frică de șeremet. Zic, nu mai merg încet, că nu ne mai invită, nu ne mai cheamă, nu ne mai alea, să mergem așa ușor. În sfârșit, trecând peste acest gard, peste acest gard, știu că a fost odată un challenge din ăsta, mai puțin online, că nu prea era pe vremea aia așa moda, între Mini și Porsche. Da, da, știi? Da, între știu. Mini și Porsche. Porsche n-a acceptat, din cât știu eu, să vină cu... Cei de la Mini au declarat sus și tare că, domne, noi vă batem pe un circuit ăsta închis, așa cu viraje de-astea întortocheate, vă batem de nu știți unde să mai cădeți. Și ăștia de la Porsche, te bă, că nu vin eu să mă pun cu tine. Da, știi ce, cum au răspuns Porsche? Mm. Știi cum au răspuns? Marius se devină, că el mi-a fost semn de pe margine, să știi. Să știi că toate lucrurile astea nu se întâmplă numai din capul meu. Am înțeles. Da, zi-mi cum a răspuns Porsche. Porsche a făcut un filmuleț de vreo 2 minute în care a zis că e ok, boss, noi n-avem nevoie să demonstrăm nimic, am demonstrat atâția pe circuit, e ok. Chiar e adevărat, adică, dar challenge-ul s-a ținut. Da. Challenge-ul s-a ținut, ei au adus un Porsche, l-au adus ei de acasă, că aveau și ei, îți dai seama, adică, știi? Chiar dacă sunt minioni, ca să zic așa, aveau și un Porsche, să-mi zici aici unde e frânarea, că nu știu, jur. Jur că nu știu, adică... Aștepți. N-am putut să aștept așa de mult. Da, mă, dar nu mai știu cine a câștigat oricum. A câștigat Porsche. Serios? Da, Mini a zis că, uite, a costat de 3 ori mai mult și a fost mai rapid cu 3 secunde. Adică... Asta a fost ideea. Adică orice ar fi făcut Porsche, tot nu era bine. Totul nu s-a desfăcea pe Mini. Dar, na, gata, ne oprim acum. Calmează, de că ne oprim. Și ne vedem la un podcast static, cu toate că planul nostru este să facem niște podcasturi în mașină. Doamne, dacă ne și iese, dar nu o să conduc eu și nu o să fie nici pe circuit, deci o să fie ok. Hai să facem și o răcire. Da, hai să facem o răcire, bravo. Așa, pentru frâne, pentru nu știu ce. Vrei să ne răcim și noi? Da. Schiceam un pic. Știi că eu fă mit repede. Da? Să spună gura multă. Aha, am vomitat odată aici la Amcart, am mâncat niște cârnați de aia, niște capanoci groase. Ce frumos! Da, de aia, în un tur așa, sau în un ulei. Și a venit uleiul înapoi. Da, uleiul, s-a separat. Da. Și eu nu știu, cu căștile nu știu de unde să le desfac. A, știu, da, păi fiecare cu sistemul ei. Și am tras chiar pe o linie dreaptă aici, pe dreapta, am oprit și am tras de cască. E, cred că mai este. De atunci se numește linia dreaptă SRM. Dar conduceai tu sau erai la, în dreapta? La cart. A, erai cu cartul? Cu cartul. Da, am mai auzit, mă, de chestia asta. Știi cu cine mi s-a întâmplat? Cu Manolescu de la Volkswagen, dacă îl cunoști. Da, cum să nu cunoști? Am fost odată la un curs de produs cu EOS și o seară înainte, îți dai seama, ne-am scos noi acolo. Ce, mă, tu te arunci de pe stradă? Stai, mă, că ți-arăt eu mâine. Stai că vezi tu. Și bineînțeles, seara s-a lăsat cu băutură, că așa era la curs. Și a doua zi, îți dai seama, era Mac Mureala aia. Și am mers noi tare cu mașinile până când m-a dat pe stație și a zis, stai aici că trebuie să mă opresc să vomit. Și el era la volan, a fost prima dată când am văzut chestia. Și eu am făcut, da. Să ți se facă rău cu cineva, am înțeles, știi? Să ți se facă rău ție fiind la volan, e jale. Dar na, sunt lucruri pe care nu le poți controla. Nu, eu am mers cu piloții în dreapta. Da. Și știu ce înseamnă, am început să simt ce înseamnă piloții de atunci. Da. Știu, da, că eu sunt șofer, da, cel mult șofer. Și nu mai, nu mi-e rușine că nu știu să merg tare, că... Doamne ferește, dar nu e niciun... Nu am... Nu te întreabă nimeni. Eu cred că e mai sănătos așa, decât să ai pretenții de pilot și să fii... Există riscul, da, ca oamenii să creadă că știu mai mult decât știu ei. Și când se întâmplă și nu mai știu de unde să o apuce, știi ce zic? Mai bagă mâna așa, problema, da, acolo. Am făcut o mișcare greșită. Ce mișcare ai făcut? Da, a fost ok, am vorbit. Nu mai filma, că avem material aici. Acum? Nu vomită, e ok. A mers încet. Ne-a căzut ciocanul, el a atacat ciocanul, da, pe CRM. Invers, ha? Invers, nu fine lumina. Lumina acolo nu mai contează ciocanul. Da, gata. L-a atacat ciocanul, nu știu de ce. Dacă lumina e acolo, ciocanul, da, nu mai slab ciocanul. Ciocanul de siguranță este slab. Nu. Prinderea lui este ciudată, cred.
Nu, nu fi nebun. Asta e, lasă-l aici, stă pe... Bine, da, noi nu știm cu ciocan, nu? Stai slab pe ciocan. Da, slab rău pe ciocan, slab rău. Da, a fost frumos. Acum să-ți facem poță, ca să, da, te, știu, ca mă să duc fie la bine. Să... Acolo, da. Asta a fost experiența, mie mi-a plăcut. Mai ales că nu cred că am fost niciodată cu mașina pe Amcart, doar nu? Cu cartul, niciodată. Dacă știam că e așa liberat, veneam și cu Silvia, jur, să mă dau. Da, asta e, n-am știut. Zine cu proiectul pentru VTM. Mașina este stock, are roll cage, are scaune, are sistem de stingere a incendiului și contact general, pentru că asta este nevoie, ca mașina să fie omologată. Eu știam că are nevoie de omologare de raliu cu mai multe mașini făcute și așa mai departe, dar nu intrăm în detalii, că n-are niciun rost. Mă sparge masca asta, da, cu respiratul, știu, știi, și când vorbesc. Respir greu. Bun. Asta e soluția pentru Tomescu, nu vorbesc că mult. Masca. Vezi, sunt lucruri bune și în pandemie. Întotdeauna sunt avantaje și dezavantaje. Planul vostru de viitor este să participați cu mașina la VTM și să mai îmbunătățiți la ea, da, lucruri. De fapt, planul măreț este ca mașina asta să se transforme într-un personaj care să apară la tot felul de curse. Okay. Super slalom, da. Eu visez și la rotac, îmi plac foarte mult băieții, da, de la rotac, da. Dar, bravo, sincer, acum mașina nu e capabilă de rotac, pentru okay. că intră în limitare când o soliciți foarte tare. Asta e o problemă la mașinile electrice, de asta avem acel partener Vitesco care să modifice mașina, să... Oamenii sunt foarte tari pe tehnologie. Le-am povestit eu, da, baterii și așa. E o mare provocare la electrice, da? Okay. Și, de exemplu, și la Coasta am resimțit-o. Am fost la Poiana Brașov cu Andrei Barbu și n-a ținut mașina foarte bine. Adică în prima, pe primul intermediar, pe nu știu, un 60% din cursă, eram undeva peste jumătatea mașinilor și după aia cădeam mult în a doua jumătate, pentru că intra mașina în limitare. Sunt multe chestii pe care le învățăm, inclusiv treaba asta. Sunt lucruri la care nu te gândești, că mașina nu scoate sunet, e pericol la coastă și trebuie să creăm sunet pentru ea. Ne-am dat seama că mașina asta, spre deosebire de o mașină cu motor pe ardere internă, este genială la curse, pentru că poți să tragi de ea destul de mult fără să trească să faci schimb de revizie la schimb de ulei, schimb de ulei la cutie, revizii și lucruri de genul ăsta. Mașina duce oricând. Nu trebuie să o încălzești, de exemplu? Da. Mai e o chestie iarăși foarte mișto la o mașină de cursă electrică, faptul că nu ai decât o treaptă de viteză. Și n-ai probleme de astea, dar pe un circuit mai tehnic, să zicem, înainte de un viraj intru în limitare cu 100 de metri, nu mai trebuie să retrogradez, nu mai impun problema, da, 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 nu mai... Da, da, da. Mașina corect. E... Sunt și lucruri, dar astea sunt pur și simplu exemple de chestiuni de care ne lovim, pe care nici nu, măcar nu le-am gândit la momentul în care ne-am apucat de proiect. Voi mai aveți suspensie, frâne... Anvelope, că sunt multe de făcut. Anvelopele de curse și așa mai departe. Sistemul de răcire, putem să ne mai jucăm după aia, să încercăm să vedem, pot să-mi imaginez acum, să încercăm să vedem dacă putem să-i dăm mai multă putere, răcire asta la motor se întreb, poate, da, face. Dacă cei de la Vitescu vor încerca să modifice și puterea motorului. Ar putea, dar totul până la urmă, știi cum este, e o chestie și de resurse. Câte resurse avem să facem chestia asta și deocamdată și învățăm. Sunt încântat că avem și parteneri mișto, chiar nu e un bullshit aici, că am discutat și cu parteneri din ăștia care erau, dar noi vrem logo-ul mare pe mașină și ce ne mai ies? Și aici sunt oameni și care... Și cu sponsorii, las că vezi și tu cum e. Oh, leu. Am țipat la câțiva, mi-am spus colegii că de ce ați făcut acolo că țipai la... Dar... Nu să spun. Și astea sunt niște oameni foarte mișto care au înțeles că ei au beneficii dacă lucrează cu noi, nu se aștepte să se vadă logo-ul mare. Și avem tot felul de nebunii pe care le facem, nu știu cum e la voi, pot să zic? Cu da, zici ce vrei, zici ce vrei, da. BCR cu George, care cu banking, cu asta, tehnologie, ei fac multe chestii de artă și le-am propus să avem acoperișul galerie de artă. Plafonul mașinii. Da. Ok. Pe interior sau pe exterior? Acoperișul, pe exterior. Dă-le și pe interior, mai ales și acolo. Băi, nu sunt pe luat în momentul, vreau. Și am zis imediat, genială idee, facem. Și noi aniversăm 2 ani cu asta și mi-am pierdut niște nopți cu ei, făcând ședințe foto și filme cu mașina, să o folosească în campaniile lor. Și asta mi se pare genial la un sponsor, apropo, când sponsorul nu trebuie să stea cu mâinile în sân și boss, livrează-mi, să participe în proiectul tău. Și bine, acum nu mai sunt sponsor, sunt chiar parteneri.
Știu, oftezi. E greu, rău. Da. E greu, rău. Și de asta am vrut să-i, adică sunt, îi dau ca exemplu cu mândrie, pentru că sunt exact genul ăla de oameni cu care vrei să lucrezi, știi? Sau uite, că acum n-au ce să facă, trebuie să lucreze cu noi, Automobile Bavaria, da. Să facă modificările în serviciu. N-am stat noi să le spunem, au venit ei cu idei în plus, uite, hai că, da, și asta este mișto când... Da. E cool, e pune toată lumea, știi? Umărul la un proiect și se implică activ în dezvoltarea proiectului. Ce vreau să te întreb, că îmi uit de ea. Nu, vreau să te întreb dacă... proiectul ăsta de mini electric este doar în România sau se mai dezvoltă și în alte țări? Eu cred că sunt singurii din lume atât de inspirați să facem acest proiect. Nu mai există nică, din câte știu eu, mașina s-a lansat în martie, deci nu a mai apucat nimeni să facă. Din păcate, tocmai au apărut niște poze spion cu Mini John Cooper Works electric. Deci acum la și BMW la nivel global o să facă ceva. La un nivel mult mai. Da. Pe de altă parte. Au alt buget. Mie îmi spui. Alți parteneri. Alți parteneri. Iau sponsor. Ei n-au nevoie de parteneri. Ce vreau eu să fac și sper să putem să li oferim chestia asta. Sună dramatic că noi suntem pionieri, așa, noi suntem pionieri mare, dar noi chiar mergem pe niște teritorii, mai sunt băieții cu golful electric care au fost inspirații VTM, pentru adică. Noi, respect pentru Sorin Ghișoi care face, merge în competiție de ani buni. Noi vrem să fim pionieri pe chestia asta, să învățăm să ne lovim cu capul de toate problemele și pe viitor oricine vrea să-și facă o mașină electrică de curse, noi o să le stăm la dispoziție cu experiențele noastre. Corect. Adică eu nu vreau să fac asta să ne lăudăm că luăm cupa și campionatul. Vreau să ne jucăm cu mașina asta, să o folosim numai pe lângă VTM la o groază de curse și să folosim experiența asta, să nu ține pentru noi. Am învățat ceva, nu o să vă spun. Să avem și competiție. Fără competiție, viața e pustiu. Da, nu are niciun rost reclama, dar pentru oamenii care urmăresc VTM, pentru că acum și cu pandemia și de anul trecut și se tot încearcă televizarea sau cel puțin filmarea și transmiterea în direct pe anumite pagini de Facebook. Cei care vreți să urmăriți evoluția lui Mimi, da. Trebuie să știți că Mimi se bate cu un Golf care are motor de Tesla. Da, bine, adică... nu e la toată puterea lui și ne bate acum de ne sună da? Cu ceasul deci... de la gară. Dar asta e frumos că avem un moment în care ne-am dorit mult să mergem, acum mers cu mâinile în buzunar la prima competiție. Asta e. Când am fost outro și aveți 7 minute 40. Da, gata, oprește-l. Facem, ne vedem la podcast cu Șeremet, îți mai dau acolo, te las să vorbești. Dar sunt nevorbit, e pandemie, sunt nevorbit. Îmi iau un joc nou pe telefon și te las să vorbești. Dar zici și tu outro. Ce? Outro. A, dacă v-a plăcut, dacă vi se pare fun sau interesant, cum eu cred că este, sau util, scuză-mă, dați share, like și subscribe. Nu uitați de parteneri. Ce trebuie să mai zic? Avem shop, avem haine, avem off-road, avem trolley, avem... Păi, și câtă treabă facem, nu vrei să știi. Multă rău de tot. Hai să mergem, că mai avem treabă după asta.